Ne aflăm astăzi în fața primăriei Mangalia, unde va avea loc o dezbatere publică, o ședință, unde s-au adunat foarte mulți agenți economici din sudul litoralului. Au foarte multe probleme cu ceea ce înseamnă autorizația de funcționare pentru anul 2023. Vom sta acum de vorbă cu unul dintre agenții economici și să vedem ce nemulțumiri sunt și ce probleme sunt. Bună ziua! Mă numesc Benavitos Ghiun, pe lângă faptul că am activitate comerciale în stațiuni, sunt și consilier local al municipiului Mangalia din partea Partidului Ecologist. Regulamentul propus spre dezbatere publică este un abuz în cel puțin 24 de puncte. Se interzice anumite activități comerciale, încălcându-se Constituția, care prevede că dreptul la activitate economică este garantat. Eu nu cred că este oportun ca foarte multe activități comerciale din Mangalia și din stațiune să fie interzise, pentru că, de exemplu, dacă în 2014 aveam 12.800 de angajați în municipiul Mangalia, în anul 2021 am mai avut 5.900 de angajați. De ce domnul primar vrea să interzică și să scoată acele coduri CAEN, unde dumneavoastră practic nu mai aveți cum să funcționați? Neavând autorizație de funcționare, nu aveți cum să deschideți acele magazine și să vă desfășurați activitatea. De ce? Există aici o problemă? Am încercat să înțeleg această administrație publică, dar în afară de faptul că sunt anumite interese, sunt anumite partii priuri. În primul rând, în momentul de față, au venit o serie de dezvoltatori, cei care au dezvoltat în Mamaia și Năvădari să construiască blocuri. S-au dat în ultima perioadă cel puțin 30 de autorizații de construire de blocuri între 10 etaje și 28 de etaje. Ei la parterul nu sunt hoteluri, sunt blocuri rezidențiale care vor face parte din rețea de apart hotele și ele sunt luate ca o... Ele plătesc impozit precum, da, precum un bloc rezidențial, nu plătesc taxa de stațiune, nu plătesc taxa de promovare turistică, iar la parterul acestora sunt permise. Am înțeles. Concret, spuneți-ne, ce activități vor fi scoase? În primul rând, în... magazine alimentare, am înțeles. În primul rând, în municipiul Mangalia, pentru că Mangalia întâi are rang de localitate și apoi, da, are rang de stațiune. Pe străzile principale, pe Bulevardul 1 decembrie 1918, pe Ștefan cel Mare, pe Șoseaua Constanței, pe Rozelor, pe Matei Basarab, pe strada Mihai Viteazu, precum și în zonele de faleză și în centrul vechi al Mangalei, sunt interzise... De fapt, sunt permise doar restaurantele, barurile, cafenelele și cofetăriile. Și în stațiuni? În stațiuni, doar în incinta hotelurilor au voie să vândă, să facă alte activități comerciale, în afară de cele autorizate de Ministerul Turismului. Anul acesta cum ați funcționat? Eu sunt pe partea de alimentație publică. Alimentația publică nu a avut de suferit. Anul acesta au fost introduse anumite criterii care sunt foarte greu de respectat. În primul, sau nu le înțeleg. În primul rând, un restaurant sau o terasă trebuie să aibă cel puțin 100 de metri pătrați. Nu prevede nicio lege, nu există nicio restricție, nicio lege, iar ceea ce se întâmplă acum este o restricție, de fapt o discriminare a unor agenți comerciali în favoarea altora. Anul trecut, comercianții care au avut magazine cu produse nealimentare au fost obligați să-și mărească magazinele la 50 de metri pătrați sau nu li s-au dat autorizații de funcționare. Oamenii aceștia, când au cumpărat spațiile, le-au cumpărat cu un preț având destinația de spațiu comercial. Când a fost întrebat primarul, dar noi ce facem? Vindeți. Opinia mea este că este o sabotare a agenților comerciali, astfel încât acestea să ajungă să vândă terenurile lor la dezvoltatorii imobiliari, pentru că este acum o mare vogă cu, da, construcțiile acestea mastodonții acestea după electoral. Da, la ora 10 am înțeles că, da, urmează să, da, înceapă această ședință.
Da? Da, bună ziua, spuneți-ne, vă rog frumos, ce, cum vă numiți? Popa Cristian sunt și sunt comerciant din stațiunea Neptun. Da. Și avem aceste probleme de anul trecut, când primăria, împreună cu Consiliul Local, au votat o hotărâre de Consiliul Local în care ne-au interzis activitățile comerciale. Activități de 471 în comerț cu amănuntul, activități la cei care vând alimentare, legume, fructe, alimentare și mai multe activități care au fost interzise. După aceea, în mai, au votat că avem voie să deschidem. Avem voie să deschidem. S-au câștigat 4 procese și nu puteam să fim doar noi deschiși pe litoral și o pumă iar au zis, bă, trebuie să deschidem pe toți. Și acum că s-a terminat vara, da, s-au gândit că iar trebuie să ne închidă pe toți. Da. Deci noi am câștigat în instanță 4 societăți comerciale, da, anul trecut, avem autorizație de funcționare până la sfârșitul anului și acum au pregătit iar o hotărâre de Consiliu în care iar ne interzic activitatea. Adică vă interzice activitatea pe anul 2023? Da, da, de acum înainte. De ce credeți că se întâmplă toate lucrurile acestea? De ce primarul nu este cu voi? Sunteți din Mangalia, da, probabil foarte mulți dintre voi acele spații comerciale sunt proprietate, plătiți impozit. Eu, de exemplu, am un credit bancar de 500.000 de euro la bancă, i-am prezentat domnului primar situația mea și cu toate acestea nu a făcut nimic, pur și simplu ne-au închis. Am câștigat doar în instanță, dar doar pentru anul 2022. Când am mai stat de vorbă, ni s-a spus că nu e inițiativa dumnealui, e de la mari investitori. Are presiune de la mari investitori. Adică noi dacă nu suntem mari investitori, gen să avem hotele, nu mai avem voie să funcționăm pe litoral. Ce activitate desfășurați noastră? Tot 4711, comerț cu amănuntul. Și noi dacă nu avem hotel, nu mai putem. Unde este? Unde scrie în lege mari investitori? Care sunt mari investitori? De exemplu, eu am luat un credit de 500.000 de euro pe un spațiu în Neptun și plătesc rate la el. Acum, practic, eu nu mai am de unde. Trebuie să închid și să plec acasă, da? Care sunt mari investitori? De unde până unde s-a făcut regula cu mari investitori? Care sunt mici și mari investitori? Clar, da. Așa ne-a spus domnul primar, că e de la presiunea marilor investitori. Ok, când l-am sunat pe domnul primar și i-am spus de ce se întâmplă treaba asta, știți ce mi-a spus? Am și înregistrare pe telefon. Mi-a spus, ce, te-ai consultat cu mine înainte să iei spațiu? Păi eu cu cine trebuie să mă consult? Da, să mă consult cu primarul? Și că ai venit la mine? Și că ai venit la... Așa mi-a spus, ai venit la mine să mă întreb, păi eu trebuie să întreb primarul când eu vreau să cumpăr un spațiu? Asta e tiranie ce se întâmplă. Acum urmează să aibă loc ședința, vom intra să vedem ce se întâmplă și ce câștig de cauză vor avea, dacă vor avea acești agenți economici.